Spectacol pe cerul din Drobeta, Turnu Severin. Sâmbătă a avut loc cel mai mare eveniment aeronautic al anului din acest oraș, eveniment ce a strâns public numeros dornic de distracție. Drobeta Fly-In s-a desfășurat la fel ca în anii trecuți pe aerodromul Drobeta, acolo unde publicul iubit de adrenalină a participat în număr mare. La eveniment au participat 40 de piloți din întreaga țară cu 25 de aeronave. Pentru prima oară când participăm, suntem din Orșova, Mehedinți, muncim în străinătate și am venit special pentru această manifestație. Și cum vi se pare? Extraordinar. Mai ales că soțul meu este pasionat de avioane, construiește avioane, deci este o bucurie să revenim acasă și să ne bucurăm împreună de acest eveniment. Am aflat de pe internet despre acest show aviatic și cu mare am fost tare nerăbdător să vin să văd și într-adevăr aspirațiile mele au fost îndeplinite pe deplin, pentru că e foarte frumos și vremea e bună, nu mai e canicula zilelor trecute, deci e foarte, foarte frumos. Public frumos, o locație superbă, totul perfect. Cu ce ne prezentați un pic echipamentul de zbor? Parapantă, motor și fuzelaj. În rest, ce să vă spun, nimic special, benzină și doar de zbor, atâta tot. Dorință să de spectacol și de adrenalină? Nu, doar de zbor. Nu simt nevoia, după 36 de ani nu simt nevoia de adrenalină. Cum e acolo sus? Răcoare și plăcut. Primul eveniment aviatic al anului, după un an și ceva de întrerupere. O să vedeți aici diverse tipuri de avioane, diverse tipuri de zboruri, zbor cu avioane cu decolare și aterizare scurtă, avioane de acrobație, avioane motogirocoptere. Foarte interesant și sper că este o bună propagandă pentru sportul aviatic în general și pentru aerodromul Drobeta, care eu zic că într-o bună zi va fi un avantaj major pentru oraș și un element de deschidere către țară, către restul lumii, așa cum este și la noi la Târgu Jiu. Primim o mulțime de avioane din diverse locuri, inclusiv din străinătate. Publicul a avut ocazia să vadă pe lângă numerele de acrobație aviatică și câteva momente de parașutism, fiind prezenți și câțiva parapantiști. Zborul de deschidere a fost minunat pentru că avem public numeros și astăzi la cea de-a 14-a ediție a acestui spectacol aeronautic la Drobeta, Turnul Severin. Avem multe avioane de 24 locuri, motoparapantă, vom evolua pe rând cu aceste aeronave. Publicul este încântat, văd că era dor să participe la acest eveniment și țin să mulțumesc partenerilor privați și Consiliul Local Drobeta Turnul Severin, Consiliul Județean Mehedinți, pentru sprijinul pe care ni-l acordă anual. Drobeta Fly-In a devenit deja o tradiție în zona Olteniei, evenimentul aflându-se la cea de-a 14-a ediție.